Copiii care folosesc excesiv dispozitivele electronice, precum telefonul, tableta sau televizorul, învață să vorbească mai târziu și cunosc mai puține cuvinte decât ar trebui la vârsta lor. Este semnalul de alarmă pe care îl trag atât specialiștii de la noi cât și cei din străinătate. Potrivit unui studiu recent, copiii de 3 ani sunt expuși la ecrane în medie timp de 3 ore pe zi. Astfel pierd peste 1000 de cuvinte pe care le-ar fi putut auzi de la părinți și sunt lipsiți de aproape 200 de conversații. Acest tată merge cu băiatul la logoped de 2 ani, din pricina unei afecțiuni medicale cel mic acum în vârstă de 6 ani nu mânca, așa că părinții au găsit o soluție de avarie ca să-l convingă să se hrănească. I-au distras atenția cu tableta ori televizorul. Undeva la 60% din timpul zilei cam stăteam în fața ecranului. Era zgârcit așa în exprimare, fără subiect, fără predicat. Într-un centru din Iași primesc ajutor aproximativ 1.900 de copii. În fiecare an sunt cu 10% mai mulți, spun reprezentanții acestuia. Copiii ajung la noi pentru terapie logopedică după 5 ani și jumătate, însă cauzele se află cumva în mica copilărie, în momentul când ei nu au primit modele corecte de pronunție în familie, în momentul când expunerea la ecrane a fost prelungită. Un studiu realizat recent în Australia la care au participat copii până în 3 ani din 220 de familii, arată cum sunt afectați cei mici de expunerea la ecranele dispozitivelor electronice. Lipsa interacțiunii cu părinții s-a observat cel mai bine atunci când copiii au ajuns la 3 ani. De pildă, în timpul unui singur minut petrecut de copil în fața ecranului, acesta nu aude șapte cuvinte rostite de părinte, iar în trei ore petrecute în medie în fața ecranului, copilul pierde aproape 200 de conversații cu adulții, adică peste 1100 de cuvinte. Încep mult mai târziu să vorbească, de la 3-4 ani încep să spună chiar primele cuvinte unii copii. Un număr redus de cuvinte vorbesc sacadat, cu accente din engleză. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii de 3 ani nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră pe zi în fața unui ecran. O oră echivalează, spune organizația, cu pierderea a 397 de cuvinte rostite de adulți și 68 de conversații.